Cum intri în zona artiștilor la Untold? Kiss FM prezintă Untold Backstage Talks. Urmărește interviurile Kiss FM cu cei mai mari artiști de la Untold. Powered by Banca Transilvania. Doamnelor și domnilor, fete și băieți, live pe Kiss FM, YouTube, interviurile de la Untold Backstage Talks, powered by BT, în astă seară cu BUG Mafia. Bună seara tuturor! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să recunosc că în toți anii ăștia de Untold și de festival am văzut o grămadă de reacții la trupe românești, la artiști din România pe stadion, dar niciodată n-am văzut, sincer, atâta lume și reacția asta. Și vreau să vă întreb, pentru că eu v-am văzut pe stadion și în anii 90, la sfârșitul de anii 90. Cum s-a simțit stadionul în 2022 în cadrul unui festival față de cum se simțea acum 20 de ani un stadion plin ce cânta împreună cu BUG Mafia? Diferența e foarte mare de nivel, de producție, de eveniment. Atunci tot era mult mai brut, mai necizelat, mai... Acum avem un eveniment de nivel mondial, avem evenimente de nivel mondial și Untold-ul este unul dintre ele la noi în țară. Sunt top 5, dacă în ultima discuție am înțeles asta, că este un eveniment în top 5 mondial pe festivaluri. Diferența este imensă. Chiar dacă oarecum senzația de a avea publicul cântând cu tine pe un astfel de stadion imens este relativ aceeași, dar tot un rest este diferit complet. Și este un mare plus pentru ei că reușesc să facă treaba asta în fiecare an și să crească de la un an la altul și să se mențină foarte sus, să mențină un standard foarte ridicat pentru eveniment. Diferențele sunt mult prea mari ca să poată fi înșirate pe o listă. Și am observat o chestie ce mi-a adus aminte de o glumă ce circulă pe social media, că mi-e greu să-mi aduc aminte unde mi-am pus cheile azi dimineață, dar dacă aud o piesă cu care am rezonat, știu versurile, îi le visez. Și am văzut un stadion pe care erau oameni ce... Na, din altă generație. Poate în mod normal nu ar fi... Și-au cântat cuvânt să cânte. Cu cuvânt. Da. Din fericire suntem foarte norocoși pentru că pe tot ce înseamnă canalele noastre de pe net, mai mult de 40% dintre utilizatorii care ne urmăresc sau care interacționează cu noi sunt foarte tineri. Din fericire, muzica noastră rezonează în continuare cu oamenii tineri și foarte tineri și suntem foarte norocoși din punctul ăsta de vedere. Ești de acord cu mine că există un ciclu în muzică, da, și treaba asta se întoarce. Și există această obsesie în ultimii ani pentru adaptări. Da. Voi ați fost de acord sau nu ați fi de acord ca piesele ale voastre foarte cunoscute să fie făcute de alți oameni într-o altă variantă de producție? Nu am fost de acord și nu e ceva de nedeschidere către astfel de proiecte. Problema e că România, copyright-ul și dreptul de autor în general este înțeles foarte puțin sau deloc și atunci modul în care se întâmplă astfel de lucruri de cele mai multe ori este fără a obține un acord în prealabil, fără a avea niște discuții despre respectivele proiecte în prealabil și ne trezim cu piese refăcute. Ne pare rău. Da. Nu așa funcționează lucrurile. Unde s-a mutat povestea fără sfârșit în 2022 după ce au venit ăștia la capătul 14, stau la capătul 14 și ne-au pus polisteren pe blocuri și ne-au făcut o parcare subterană. Doar pe blocurile din față, pe cele din spate nu e. Alea din spate, le-au făcut și pe alea din spate. Cele confort 2 sunt refăcute, te duci spre lac încolo, așa. Deja cu grădinițe, cu parcuri, cu chestii. E total diferit față de cum am cunoscut de Pantelimonul. Este o diferență destul de mare. Unde s-a mutat povestea din poveste fără sfârșit după ce s-a curățat pe stradă treaba? S-a curățat... Într-adevăr, pentru că s-a curățat strada la nivelul de infracțiuni minore și de treburi, mai sunt, dar nu la fel de multe ca înainte, ca în anii 90 sau la începutul anilor 2000. Dar infracționalitatea în România, din câte știm noi, a crescut, doar că s-a mutat pe alte arii de activitate, pentru că se fac mai mulți bani din alte lucruri, din carduri, din multe alte lucruri.
mulți dintre ei n-are rost să mai dea, să mai dea în cap pentru, pentru niște bani ca să, să facă ceva, fac tot felul de alte lucruri un pic mai, mai bănoase, mai puțin periculoase din punct de vedere al, al sănătății personale. Și despre ce ar trebui să cânte un hip-hopper în 2022 ca să fie autentic? Despre ce crede el că e autentic. Despre ce n-ar cânta, de exemplu, B.U.G. Mafia? Ce care... ar cânta B.U.G. Mafia? Despre ce n-ar cânta B.U.G. Despre Mafia? Ce n-ar cânta? Nu cred că am mai face piese despre antisistem sau piese antipolitic, pentru că... Dar prea... totuși o revolta există. Există revolta în continuare, într-adevăr, doar că de multe ori piesele noastre au fost oarecum mai mult niște supape de, de lăsarea nervilor afară decât instrumente de schimbare de minți, poate ce le-am fi vrut noi să fie, și atunci nu știu dacă mai face asta, de exemplu. Și... dar muzica agresivă, și asta în mod sigur, dacă B.U.G. Mafia ar scoate un album acum, ar fi foarte agresiv. O ultimă întrebare legată de ce am făcut noi la radio, am provocat ascultătorii să ne trimită niște întrebări pentru interviurile de aici, și una care îmi place tare mult și care spune așa: care e compromisul ăla pe care l-ați făcut ca să ajungeți unde sunteți și pe care nu l-ați mai face? Din punctul nostru de vedere, sunt multe compromisuri pe care le-am făcut, pentru că am sacrificat viața de familie, am sacrificat multe lucruri, dar le-am face din nou, cred. Adică, dacă vrei să ai succes la nivelul ăsta, chiar și într-o țară mai mică cum e România, trebuie să, niște lucruri trebuie să... Dacă aș face din nou, aș face la fel, cum e. Da. Și un salut pentru ascultătorii de Kiss FM, pe final. Le mulțumim foarte mult că ne susțin, le mulțumim foarte mult că ne ascultă la, la Kiss FM și că ne cer la Kiss FM, și sperăm să-i vedem pe toți rând pe rând la concertele trupei de prin țară și să ne vedem și în anii următori sănătoși și fericiți cu toți. Mulțumim frumos! Seară bună! Mulțumim! Kiss FM îți oferă acces total în zona artiștilor. Untold Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.